Poziția de guvernator al Băncii Naționale a Moldovei este vacantă din toamna anului trecut, de când Dorin Drăguțanu și-a dat demisia. Potrivit unui comunicat de presă al legislativului, la funcția de guvernator al Băncii Naționale pot candida persoanele care dețin cetățenia Republicii Moldova, care au studii superioare, au experiență de cel puțin 10 ani în domeniul financiar sau monetar, cunosc foarte bine și au capacitatea de a vorbi fluent limba engleză. Candidații urmează să expedieze dosarele la adresa de e-mail guvernator.bnm@parlament.md, iar dosarul trebuie să conțină CV-ul completat în limbile română, respectiv engleză, copia actului de identitate, copiile actelor de studii universitare, cel puțin 2 scrisori de referință și scrisoarea de motivație, preferabil în limba engleză. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 22 februarie, ora 17. Reamintim că în noiembrie 2015 a mai fost o tentativă de a alege guvernatorul BNM, însă Comisia Specială nu a ales nicio persoană ca să o înainteze Parlamentului. Șeful Direcției de Transport Public a Capitalei, Igor Gamețchi, a fost demis în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău, cu votul la 28 de consilieri din totalul de 51. Decizia a fost adoptată după ce Igor Gamețchi a fost audiat de către aleșii municipali pe marginea subiectelor ce vizau amenajarea parcărilor. CMC a acordat vot de neîncredere șefului Direcției de Transport Public. Aleșii municipali și-au motivat decizia prin faptul că Igor Gamețchi ar fi semnat un contract de parteneriat publico-privat cu privire la amenajarea parcărilor din Chișinău, fără ca CMC să fi aprobat un proiect în acest sens. Demisia lui Igor Gamețchi a fost votată de către 19 consilieri ai Partidului Socialiștilor, 5 ai Partidului Popular European. Pentru destituire din funcția acestuia și-au mai dat votul 2 consilieri din Partidul Comuniștilor, unul din Partidul Politic Partidul Nostru și consilierul neafiliat Ion Ștefăniță. De la vot s-a abținut un singur consilier din partea fracțiunii PCRM, iar consilierul liberal-democrat a fost absent de la vot. Consilierii Partidului Liberal au părăsit anterior ședința. În cadrul ședinței, Consiliului Municipiului Chișinău a fost demis din funcție și pretorul sectorului centru al capitalei, Oleg Poiată. Totodată, șeful Direcției Generale de Comerț, Marcel Zambițchi, și directorul interimar de la Piața Centrală, Vyacheslav Balan, au primit avertizare. Deciziile aleșilor locale au venit ca urmare a audierilor pe marginea deflagrației produse pe 9 ianuarie într-o cafenea din apropierea Pieței Centrale. Ulterior, primăria a emis un comunicat de presă prin care a calificat decizia de demitere a pretorului și avertizările primite de către ceilalți doi funcționari drept ilegale. 4 copii au decedat în luna ianuarie din cauza intoxicației cu monoxid de carbon, potrivit datelor Serviciului Protecției Civile și situațiilor excepționale. Cei 4 copii au murit într-un singur incendiu. Această cifră coincide cu numărul total de copii decedați în aceeași cauză pe parcursul întregului an 2015. Totodată, potrivit Inspectoratului Național de Patrulare, numărul copiilor decedați în accidente rutiere pe parcursul lui 2015 rămâne la același nivel precum în 2014. Datele au fost prezentate în cadrul unei dezbatere organizate de proiectul REPEMOL, regionalizarea serviciilor pediatrice de urgență și terapie intensivă din Republica Moldova. Discuțiile s-au axat și pe identificarea căilor de transmitere către publicul larg a 16 filmulețe grafice despre prevenirea accidentelor casnice și rutiere. Ofițerul de presă al SPCSE, Liliana Pușcașu, a menționat că cei 4 copii au decedat într-un incendiu izbucnit în localitatea Trinca din raionul Edineț. În mare parte, cauzele incendiilor sunt încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor, la exploatarea sobelor și a coșurilor de fum, aparatele electrice improvizate. Citez, drept sursă de intoxicație cu monoxid de carbon pot fi instalațiile alimentate cu gaze naturale. O cauză de incendiu poate fi neatenția la utilizarea surselor de foc, mai ales în localitățile rurale, a menționat Liliana Pușcașu. Totodată,
dată, pe parcursul lui 2015, în accidentele rutiere au fost implicați peste 400 de copii, dintre care 21 au decedat. Cele mai multe accidente soldate cu decesul minorilor s-au înregistrat în lunile iunie și septembrie. Din numărul total, mai bine de 100 de copii au fost răniți grav, iar 265 s-au ales cu traumatisme ușoare. Comparativ cu anul 2014, numărul copiilor implicați în accidente rutiere este în ușoară scădere. Adulții pot afla informații despre cum să-și protejeze copiii de intoxicații și accidente de pe site-ul părinți.md și urmărind acțiunile desfășurate în campaniile de informare pentru prevenirea accidentelor cu implicarea copiilor din cadrul proiectului RepeMol. Indicele prețurilor de consum în ianuarie 2016 față de decembrie 2015 a constituit 0,7%, iar față de ianuarie 2015 13,4%. Potrivit Biroului Național de Statistică, creșterea prețurilor medii de consum cu 0,7% a fost determinată de majorarea prețurilor la produsele alimentare, cu 1,2% la mărfurile nealimentare, cu 0,2% și la tarifele pentru prestarea serviciilor populației cu 0,4%. În ianuarie 2016 s-au înregistrat creșteri mai semnificative a prețurilor la unele produse alimentare, precum legumele proaspete, cartofi, sucuri din fructe, pește sărat afumat, inclusiv scrumbie, cu 1,8%, paste făinoase, smântână și frișcă. Totodată, în perioada de raport, au scăzut prețurile la ouă de găină, la usturoi, slănină neprelucrată, carne de porc, preparată din carne și semifabricate, carne de bovine, carne de găină și zahărul TOS. În municipiul Chișinău zilnic se înregistrează de la 25 până la 70 de scurgeri de apă. Furnizorul din capitală menționează că cele mai multe se produc în cartierele locative, unde gradul de uzură al țevilor este mai înalt. Avarierea pe un segment de conductă uzat peste o perioadă cauzează o ruptură pe alt segment din vecinătate din cauza șocurilor hidraulice și mecanice locale. Potrivit unui comunicat de presă al Apă Canal Chișinău, o altă cauză a avarierilor este și faptul că rețelele din cartier sunt prefabricate din oțel și nu au fost hidroizolate și protejate contra coroziunii electrice. Furnizorul de apă menționează că chiar dacă segmentul este reparat din cauza indicatorilor electrici specifice ai solului din zona respectivă, în cel mai scurt timp în același loc sunt atestate noi scurgeri. Potrivit ACC, în acest context, din bugetul întreprinderii sunt executate un șir de lucrări planificate pentru reparația rețelelor de apă și de canalizare. Însă din cauza uzurii apeductului, avariile se produc din nou. De asemenea, furnizorul de apă precizează că în timpul lucrărilor de terasament este implicat un număr mai mare de specialiști, pentru că aceste lucrări fac parte din categoria celor cu risc sporit.